Dragii mei, fratele bine, Cornelia, Sofia, mama care plânge, vreau să spun ceva foarte important din viața lui soră Rodica. Dar înainte ca să spun, vreau să citesc ceva din Biblie, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenirile lor, căci faptele lor îl urmează. Vreau să spun despre faptele care au făcut sora Rodica. Dacă cineva dintre voi țineți minte, a fost un botez 2 ani în urmă aici și s-a botezat o bunică care nu putea să meargă și doi frați au luat un scaun și au pus pe bunica aceasta pe scaun și acești doi frați au intrat în bazin și au ajutat pe această bunică să primească botez. Și vreau să vă spun că această bunică a fost găsită, știți unde e, la Unic, lângă magazin Univermag, acolo e cerșa. E cerșa pentru viață. Și vreau să vă spun, prima dată m-am întâlnit cu sora Rodica acolo, lângă această bunică. Că trecea Rodica pe lângă, ea s-a oprit și a întrebat, ce faceți aici? Și i-au povestit despre viața ei și știți că Domnul Iisus Hristos nu trece pe lângă oameni care au nevoie. Rodica a avut așa o inimă care nu a trecut pe lângă ea și a ajutat-o pe ea și această bunică m-a invitat și pe mine că eu cândva tot stăteam acolo, lucram în taxi și ajutam pe ea și bunica aceasta spune, eu cunosc pe un domn Denis, mă numesc Denis, m-am prezentat, da, și ea, această bunică, cumva ne-a unit și noi am făcut cunoștință cu sora Rodica acolo, în slujire. Știți? Și noi am vestit în această bunică despre, am povestit despre Domnul Iisus Hristos. Rodica a făcut foarte multe lucruri pentru această bunică. Ea a fost și acasă la Rodica, la fratele Beni. Ei au avut grijă de ea. Eu priveam la această familie și uimeam cum din stradă să iei pe așa persoană și să ai grijă de ea. Și noi am văzut roade. Și acest rod a fost aici. Și această bunică până acum trăiește, m-a sunat ieri și mi-a spus, Doamne, de ce? Am 87 de ani, Tu nu mă iei pe mine, dar iei pe oameni buni, oameni care au inimă, oameni care iubesc pe Dumnezeu, oameni care slujesc Ție. Eu Te aștept să mă iei pe mine, deja nu mai pot de bătrânețe. Și ei mereu spunea că trebuie de vizitat pe această bunică. Eu vreau să spun că sora Rodica are o inimă mare și largă pentru oameni bătrâni. Foarte des mergea ei la aziluri și ajuta pe acești oameni. Mereu să ruga. Și vreau să spun că, fratele Beni, noi știm că deplasări foarte des ai. Și ei mereu spunea despre soțul că iubește din toată inima. Și soțul Beni mereu ajuta pe ea, susținea pe ea. Și asta s-a văzut, chiar dacă fratele Beni era deplasări în slujiri, în misiuni și e singură aici, dar mereu vorbea. Știți, noi trebuia să mergem să-ți vizităm pe această bunică și ultima dată când m-a sunat și a spus despre că trebuie să vizităm pe această soră,
El zice, planificăm pe data de joi, de vinerea, dar acum aștept pe fratele, pe soțul meu, trebuie să pregătesc o cină, că el vine în România. Așa mi-a spus, fratele, bine, așa mi-a spus. Uite, și vreau să pregătesc ceva gustos. Asta a fost ultima seară. Și vreau să spun că această familie este exemplu exact pentru mine. Că ea a avut o inimă foarte darnică. Ea plătea tot, achita tot. Produsele, elementare, deci tot ce e achita. Deci nu jale de bani, nimic. Deci un exemplu creștin pentru fiecare dintre noi. Și faptele, da, care spunem cuvântul Dumnezeu, cum am citit, da, se vor odihni de ostenilor lor, căci faptele lor îl urmează și până acum faptele ei vorbesc, faptele ei stric și eu cunosc pe ea 2 ani, 3 maximum de atunci. Dumneavoastră cunoașteți mult mai mult despre ea. Dar, încă o dată, eu sper că toate faptele care au făcut ea până acum să rămână în viața noastră și să urmează mult timp să aducem aminte. Domnul să binecuvânteze pe familia voastră și cea mai mare bucurie, noi știm, cea mai bună zi din viața creștin este moartea. Ea se odihnește acum. Nu are dureri, nu are greutăți, nu are boli, este cu Dumnezeu. Noi am rămas aici pe pământ și continuăm, suferim, dar vreau să vă spun că cei care încă nu cunosc pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, grăbiți-vă ca numele vostru să fie scris în cartea vieții. Că viața veșnică este mai important decât viața aici pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noi suntem alături de voi, fratele Beni, dacă ceva să aveți nevoie, noi suntem gata să vă susținem.